După o perioadă de timp în care funcția de subprefect nu a fost ocupată de nimeni, guvernul a decis în ședința din 22 iulie cine va ocupa acest post. Este vorba despre o persoană care nu face parte din niciun partid politic și în urmă cu câțiva ani a fost redactor la o televiziune locală. Mai exact, acest post este ocupat de către directorul Direcției de Taxe și Impozite Locale, Laurențiu Țintea. Propunerea mă și onorează, dar mă și surprinde în același timp. Mă onorează pentru că controlul legalității și legalitatea este o treabă destul de serioasă. Nu de puține ori există argumente atunci când faci acest lucru. Și mă surprinde pentru că această propunere vine din partea unui partid politic. Eu, nefiind membru niciun partid politic, probabil este un nou mod de a face politică în planul local, un lucru, cred eu, destul de admirat. Conducerea Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu va fi asigurată după preluarea funcției de subprefect de către directorul executiv adjunct al instituției, Marlena Hroniate. Laurențiu Țintea spune că funcția de subprefect este un lucru nou pentru el, de la care are anumite așteptări, însă și o dorință. Cred că voi avea parte de o serie de provocări, dar nu fac probleme în ceea ce privește echidistanța și echilibru. Sunt două calități pe care mi le doresc în continuare în noua funcție. De altfel, mai am o dorință în perioada imediat următoare. Sper ca doamna prefect să nu plece chiar așa de repede în concediu. Fostul director al Instituției Colectoare de Taxe și Impozite Locale își va putea desfășura activitatea în funcția de subprefect după ce hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial.